Mulțumesc, deoarece eu voi fi plecată câteva zile din localitate pentru a nu da peste cap aparatul primăriei privind semnarea hotărârilor. Aș vota schimbarea președintelui de ședință și îl voi propune pe domnul Răzvan Negrișan. Să rog colegii de la tehnic să facă un vot pentru domnul consilier Răzvan Negreșanu ca și președinte al ședinței de astăzi. Îl am pregătit. Pot să-l pornesc? Da, vă rog. Mulțumesc. 12 voturi pentru. Domnule președinte, Bună aveți ziua. cuvântul. Bună ziua. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc pentru vot. Propun să începem și încă o dată o să vă rog să aveți grijă că primele 6 puncte, adică de la 3 la 6, sunt proiecte la care avem nevoie de 18 voturi. O să luați votul un pic mai lung pentru ele ca să putem să votăm toți. Primul rând avem o anexă. Propun să votăm anexa dacă cei colegii de la tehnic sunt pregătiți. Desigur, pornesc. Mulțumesc. 13 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. Și acum să aprobăm ordinea de zi. Dacă puteți să deschideți votul, vă rog. Puteți să închideți votul. 17 voturi pentru. Mulțumesc. O să dau citire primului punct. Aprobarea procesului verbal a ședinței Consiliului Local din data de 15.04.2024. Vă rog să deschideți votul. Mulțumesc. 19 voturi pentru. Mergem mai departe. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 455 din 16.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara modificată. Vă rog să puneți votul. Puteți să închideți votul. 16 voturi și o abținere. Votul pentru da. Regulă. Următorul punct este un punct cu 18 voturi, vă rog să fiți atenți. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara a terenului înscris în cartea funciară 448906 și cartea funciară 455175. Ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către societatea Green Acres Timișoara SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al municipiului Timișoara cu destinația de teren intravilan destinat pentru drum. Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă rog să deschideți votul. În cazul în care cineva are probleme tehnice și nu poate să voteze, să vă rog să anunțați. Puteți să opriți votul? 19 voturi pentru. Mulțumesc. Punctul 5. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara a terenului înscris în CF 454846 Timișoara, CF 454856 Timișoara, CF 454862 și CF numărul 455045 Timișoara, ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către societatea Hornbach Centrală SRL
și trecerea terenurilor respective din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al municipiului Timișoara cu destinația de teren intravilan pentru dâni. Vă rog să deschideți votul. Acesta este un proiect de 18 voturi. Puteți să închideți votul? 18 voturi pentru. Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara a lucrărilor de extindere rețea apă și șase branșamente, apă hidranți, bloc GIH, stație de pompare, în municipiul Timișoara, strada constructorilor numărul 40, ce fac obiectul în țelul la dreptul de proprietate de către societatea Nova Market Group SRL și trecerea acestora în domeniul public al municipiului Timișoara. Vă rog să porniți votul. Tot un proiect de 18 de voturi. Să închideți votul. 18 voturi pentru. Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate către Parohia Romano-Catolică Timișoara 2 Fabric asupra imobilului înscris în cartea funciară 410-210 Timișoara, număr top 6866 din piața Romanilor numărul 16, Biserica Mileniu. Vă rog să deschideți votul. Acest este ultimul proiect cu 18 voturi. Foarte scurt, scuze, foarte scurt, doar contextul aici e vorba de Biserica Millennium, care cumva printr-o întâmplare istorică a fost întabulată ca proprietate a primăriei, dar bineînțeles că este folosită ca un lacăș de cult de către Parohia Romano-Catolică, care niciodată nu putea să facă investiții și întotdeauna era această ceartă între primărie și parohie, cine trebuie să mențină, să investească în biserică, și reglementăm cumva această situație istorică după ce am reglementat și situația, aceeași situație în piața Băcescu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Puteți să opriți votul? 19 voturi pentru. Regulă. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistem integrat de cadastru a parcelor cu număr CAD 456398, număr CAD 456382, număr CAD 456385, aferentele sensul giratoriu din piața General Domășnean. Vă rog să porniți votul. Puteți să opriți? 17 voturi pentru. Reglăm. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistem integrat de cadastru a terenului cu număr CAD 456533, aferent străzii albăstrărelor din Timișoara. Vă rog să porniți votul. Puteți să opriți? 19 voturi pentru. Mergem mai departe. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere a DE288/1/3, teren proprietatea municipiului Timișoara, domeniu public. Vă rog să dați drumul la vot. Puteți să opriți? 19 voturi pentru. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind alipirea apartamentului numărul 3A, compus din două camere, înscris în CF 413001C15, la apartamentul numărul 2, compus din o cameră, o bucătărie, o cameră alimente, o cameră de lemne în piviță,
înscris în CF413001C1U2. Vă rog să dați drumul la vot. Să opriți. 18 voturi pentru și o abținere. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului vând ca obiect servicii de reparații, întreținere, transport, montare, demontare a materialelor logistice necesare desfășurarea legilor care se desfășoară în anul 2024 către 10 drumuri municipale Timișoara S.A. în temeiul articolului 31 din legea 98/2016. Vă rog să dați drumul la vot. Puteți să închideți votul? 20 de voturi pentru. Mulțumesc. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a cotei de 1 pe 5 din apartamentul 1 situat în Timișoara, strada Alba Iulia, numărul 3, parter, la prețul de 50.000 de euro. Vă rog să puneți votul. Să opriți. 17 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la înstrăinarea spațiilor apartament SAD 1 la prețul de 249.000 de euro și apartament SAD 2 la prețul de 131.000 de euro din Timișoara, strada Lucian Blaga, numărul 7, parter. Vă rog să puneți votul. Puteți să opriți. 17 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a imobililor cu adresa în Timișoara, strada Regimentul 5 Vânător, numărul 1, subsol, apartament, boxă, la prețul de 20.000 de euro, parter, apartament, SAD, fost apartament 12, la prețul de 395.000 de euro și apartament SAD, la prețul de 45.000 de euro, etaj 2, apartament 1, la 230.000 de euro, apartament 2 la 200.000 de euro și apartament 2A la 50.000 de euro. Vă rog să puneți votul. Puteți să opriți. 16 voturi pentru și 2 abțineri. Mulțumesc. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu alte destinații decât acea de locuință din Timișoara, strada Lucian Blaga, numărul 5, parter, apartament 5, SAD, la prețul de 98.000 de euro. Vă rog să puneți votul. Puteți să opriți. 14 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. O să vă rog să aveți atenție la vot, deoarece la 14 voturi este chiar la limită. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea către serviciu public de interes local pentru administrarea parcărilor publice din municipiul Timișoara, Team Park, a serviciului public de ridicare, transport, depozitare și liberare a vehiculelor oprite staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenul aparținând domeniului public sau privat al municipiului Timișoara. Vă rog să puneți votul.
Te să opriți? 17 voturi pentru. Mulțumesc. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 78 din 2023, privind acordarea în număr maxim de 410 porți de hrană gratuită unor centre complexe din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin cantina socială. Vă rog să porniți votul. Puteți să opriți? 19 voturi pentru. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 638 din 28-11-2018, privind aprobarea cererii de finanțare, îmbunătățirea eficienței energetice din sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile Măslinului numărul 11, scara AB, strada Cernăuți numărul 10-12-14, strada Topologului numărul 5, scara AB, strada Topologului numărul 1, scara A, strada Argeș numărul 4, Bulevardul Cetății numărul 30, strada Răsăritului numărul 5 și a cheltuielilor aferente. Vă rog să puneți votul. Puteți opriți? 17 voturi pentru. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Serviciului Public de Interes Local pentru administrarea parcărilor publice din municipiul Timișoara, Team Park. Dați drumul la vot, vă rog. Puteți opriți? 19 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru recuperarea sumelor cheltuite în cazul câinilor revendicați de proprietari. Vă rog să porniți votul. Puteți să opriți? 18 voturi pentru. Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor de la Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Vireanu din municipiul Timișoara pentru anul 2024. Vă rog să puneți procedura de vot. Mulțumesc. 18 voturi pentru. În regulă. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, dezvoltarea zonă rezidențială, locuințe colective și funcțiuni complementare, strada Augustin Coman, CF numărul 444-976 Timișoara. Rog să porniți procedura de vot. Mulțumesc. Puteți să închideți. 18 voturi pentru. Punctul 23 este raportul privind starea economică, socială de mediu a municipiului Timișoara 2023. Domnul secretar, asta doar luăm la cunoștință, așa e? Da. Mulțumesc. Acum, de la punctul 24, avem plângeri prealabile. Vă reamintesc că votul cu da înseamnă că acceptăm plângerea, votul cu nu înseamnă că o respingem. Punctul 24, plângerea prealabilă cu numărul MTM de pe 2004-014-367 din 25-3-2024 Asociației prin Banat, prin cabinet avocat Panduru Teodor împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 46 din 22-2024 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 303 din 31-7-2020 privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul refuncționalizare imobil pentru Centrul Cultural Turn de Apă Iosefin Strada Gheorghe Barițiu și a cheltuielilor aferente cu modificările și completările ulterioare.
Aici, până să deschideți votul, domnule președinte. Foarte scurt, domnule președinte. Vă rog, n-am văzut mâna. Poftiți-vă. Da, deci aici, într-adevăr, s-a strecurat, se pare, o, nu știu dacă a fost o greșeală, dar a fost inclus și bugetul asociației în HCL și trebuie scos de acolo. Deci data viitoare va trebui să modificăm, nu să anulăm HCL-ul. Dar domnul secretar propune să aprobăm acum plângerea prealabilă, să o admitem și în plenul următor să introducem un HCL care va scoate acest mic articol care a inclus și bugetul lor în HCL. Deci, prin urmare, vă rog să votați pentru și să admitem această plângere prealabilă ca data viitoare să schimbăm acel articol din HCL. Mulțumim pentru clarificare. Vă rog să puneți procedura de vot. Puteți să opriți. 17 voturi pentru și un vot împotrivă. Mulțumesc. Acum trecem următoarele plângeri prealabile. 25. Plângerea prealabilă cu numărul MTM 2024-015849 din 3-4-2024 a doamnei Zandomeni Lăcrămioara privind împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 594 din 19-12-2024 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Paul Chinezi numărul 6, ca urmare a constatării stării tehnice de încălzire neglijită. Vă rog să puneți procedura de vot. Vă rog să opriți procedura de vot. 3 voturi pentru, 14 voturi împotrivă și o abținere. Mulțumesc. Punctul 26. Plângerea prealabilă cu numărul MTM 2024-015877 din 3-4-2024 a Electronic PDK împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 689 din 19-2-2023 privind majorarea cu 300% începând cu anul 2024 impozitul pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Ștefan cel Mare numărul 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neglijită. Vă rog să puneți procedura de vot. 2 voturi pentru și 15 voturi împotrivă. Punctul 27. Plângere prealabilă cu numărul MTM 2024 016552 din 9-4-2024 a Societății Orizont SRL prin cabinet avocat Dan Șureanu împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 595 din 19-12-2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Victoriei numărul 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neglijită. Vă rog să puneți procedura de vot. Puteți să opriți procedura de vot. 2 voturi pentru și 15 voturi împotrivă. Punctul 28. Plângere prealabilă cu numărul MTM 2024-016940 din 10-4-2024 a doamnei Bâlc Manuela Delia împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 608 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Memorandului numărul 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Vă rog să puneți procedura de vot.
Puteți să opriți procedura de vot? Un vot pentru și 15 voturi împotrivă. Mulțumesc. 29. Plângere prealabilă cu numărul MTM 2024-01-6937 din 10.04.2024 a domnului Bâlc Marin împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 68 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 impozitelor pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Memorandului numărul 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neglijită. Vă spuneți procedura de vot? Să opriți. Un vot pentru, 15 voturi împotrivă și o abținere. Regulă punctul 30. Plângerea prealabilă cu numărul MTM 2024-017510 din 15.04.2024 a SCID SRL reprezentând împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 696 din 19 decembrie 2023 privind majorarea cu 300% începând cu anul 2024 impozitul pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, Bulevardul Tachionescu numărul 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Vă rog, spuneți procedura de vot. Puteți să opriți. 17 voturi împotrivă. Mulțumesc. Și acum ultima plângere. 31. Plângere prealabilă cu numărul MTM 2024-017623 din 16.04.2024 ASC Centru Mag Laura SRL prin cabinet avocat Șurianu Laura, Raluca Roxana, reprezentând împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 595 din 19.12.2023 privind majorarea cu 400% începând cu anul 2024 impozitul pe clădire pentru imobilul situat în Timișoara, strada Piața Victoriei, numărul 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neglijită. Vă rog, spuneți procedura de vot. Puteți să opriți. Un vot pentru și 15 voturi împotrivă. Mulțumesc. Interpelările o să lăsăm după ce parcurgem și anexa. Trec acum la proiectele de pe anexă. Avem 9 puncte pe anexă. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2024 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Nu văd lor de cuvânt. Vă rog să puneți procedura de vot. Puteți să opriți procedura de vot. 16 voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri. Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere numărul 1542 din 14.07.2010 și a contractului de închiriere numărul 1133 din 47.2000 încheiate cu Societatea de Transport Public Timișoara S.A. Vă rog să puneți procedura de vot. Puteți să opriți. 17 voturi pentru și 3 abțineri. Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind închirierea etajului 1 a imobilului înscris în cartea funciară 416008C1 Timișoara, situat în strada Alexandru Dobescu numărul 1, în care funcționează clinica de obstetrică ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Vă rog să puneți procedura de vot. Thank you.
Puteți să opriți? 18 voturi pentru. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu alte destinații din Timișoara, Bulevard General Draga Linia, numărul 22 SAD, către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România și încheierea contractului de dare în folosință gratuită. Vă expuneți procedura de vot. Puteți să opriți? Scuzați, am avut o problemă cu votul, nu am reușit să votez. Câte voturi avem? 20 de voturi pentru. În regulă. Mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind valorificarea vehiculelor fără stăpân abandonate pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale municipiului Timișoara. Vă rog să deschideți procedura de vot. Puteți să opriți? 18 voturi pentru și o abținere. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, înlocuire, reabilitare, pardoselă și modernizare iluminat interior, sala polivalentă Constantin Jude, Aleea Fecerii Pensia, numărul 11, Timișoara, faza ET plus Dali. Vă rog să deschideți procedura de vot. Puteți să opriți? 18 voturi pentru. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor estimate rezultate din analiza studiului de prefezabilitate pentru investiția construirea sale polivalente, strada Aleea Fecerii Pensia, numărul 3735, localitatea Timișoara, județul Timiș. Dacă îmi dați voie numai un pic să intervin, Cosmin Tabărăsând. Vă rog. Mă scuzați, eu sunt acum și la o deschidere de magazin și sunt doar pe telefon. Mulțumesc pentru votul precedent în ceea ce privește sala polivalentă. Acolo a fost o corectură făcută de către Compania Națională de Investiții, care ne-a sunat în urmă cu 2 zile, prin care ne-a specificat că trebuie corectată suma cu 2 milioane de lei în plus, sau aproximativ 2 milioane de lei în plus, tocmai pentru că au făcut o eroare și a trebuit să intre în Comisia Tehnică Economică de la Ministerul Dezvoltării. În scurt timp, sperăm să ne programeze cât mai repede, referitor la acest din urmă ultim proiect cu sala polivalentă. Vorbim de un proiect care a trecut prin Comisia Tehnică Economică. Este important să-l punem pe lista suplimentară. De ce? Pentru că trebuie scos la licitație și încercăm să intrăm cât mai repede în șantier cu reparația și sau înlocuirea pardoselei și a sistemului de iluminat, pentru a prinde perioada de vacanță de vară în ceea ce privește activitatea cluburilor sportive de handbal și basket. Oricum le-am afectat un pic în decursul acestui an, pentru că acolo se mai desfășoară un șantier pentru avizare ISU și știu că au fost și neplăceri, dar aceasta este situația, nu putem să le facem pe toate dintr-o dată. Și asta este motivul pentru care acest proiect a intrat pe lista suplimentară. Vă rog să-l votați, vă mulțumesc frumos! Domnul Tabără, dumneavoastră vă referiți la reabilitarea pardoselii, adică da, punctul da. 6 care l-am votat? Am votat am deja. Făcut referire, am refăcut, am okay. făcut referire și la pardosea, cât și la proiectul cu polivalenta, cu corectura. Deci diferența de 2 milioane este la polivalentă. Da, da, la polivalentă, sigur. Sigur, este și este solicitată de către Compania Națională de Investiții, care acum, noi am depus în DC, în sfârșitul noiembrie, parcă, studiul de trafic, pe care l-am obținut și l-am depus către Compania Națională de Investiții, tocmai pentru finalizarea studiului de prefezabilitate în această comisiune, în această comisie, și pentru a intra în această comisie este nevoie de această corectură. Eu am observat că au greșit când au adunat sumele din deviz cu aproximativ 2 milioane. Bine, mulțumesc pentru clarificare. Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, vă rog să deschideți procedura de vot.
Să opriți? 19 voturi pentru. Mulțumesc. La punctul 8 avem raportul de activitate pentru perioada ianuarie 2023-decembrie 2023 al domnului Mihaela Paula Rusu, consilier local USR. Îl luăm la cunoștință. Ultimul proiect, punctul 9, proiect de hotărâre privind deslipirea în două loturi imobilului înscris în cartea funciară numărul 455756 Timișoara spre al Tudor Vladimirescu. Vă rog să deschideți procedura de vot. Puteți să închideți. 15 voturi pentru. Mulțumesc. Și acum am ajuns la interpelări, în cazul care dorește cineva. Doamna Roxana Ilescu, vă rog. Da, mulțumesc frumos. Eu vreau să mă adresez domnului primar Fritz și colegilor consilieri locali, pe care îi anunț faptul că dimineața zilei de astăzi am înregistrat la primărie documentele necesare promovării unui proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Municipal Timișoara a terenului identificat cu CF 442582, situat pe strada Timocului numărul 33. Dragilor, știm cu toții în ce situație delicată se află canotorii timișoreni, canotori timișoreni înscriși pe această ramură sportivă, o ramură sportivă a canotajului veche în orașul nostru din 1936. Cred că este momentul să luăm atitudine și să le punem la dispoziție acest teren. Am făcut verificările necesare privind situația juridică, dar și raportat la reglementările noului PUG, care sunt aplicabile acestui teren. Ceea ce este îmbucurător este faptul că acolo nu au nevoie pentru a-și amenaja un sediu cu strictul necesar. Nu este nevoie de pus sau alte documentații. Îndeplinesc condițiile, terenul respectiv, locația îndeplinește condițiile pentru a putea fi autorizați direct și pentru a-și amenaja într-un timp cât mai scurt, repet, strictul necesar. Strictul necesar însemnând un loc în care să-și depoziteze bărcile, o mini-sală de forță, niște vestiare și dușuri. Vreau să-l rog pe domnul primar să depună toate diligențele necesare ca acest proiect de hotărâre să intre în cel mai scurt timp pe ordinea de zi a primei ședințe extraordinare care va fi convocată pentru a fi supus la vot, pentru a le da astfel ocazia cât mai repede să-și amenajeze acolo sediu. Bineînțeles, cu fonduri, eu am anunțat deja, voi dona bani clubului pentru a fi amenajat cât mai repede, repet, un sediu clubului, în special pentru rezolvarea problemelor cu care canotorii timișoreni astăzi se confruntă. Cred că avem o obligație morală, dar avem și o obligație legală în sensul ăsta de a lua atitudine cât mai repede. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări din partea colegilor sau din partea domnului primar, răspund cu plăcere. Da, am avut niște probleme tehnice, nu sunt sigur dacă... Stați să dau mute și aici. Dacă am auzit totul ce ați spus, mai ales că adresa nu am înțeles-o, dar pe scurt... Timocului numărul 33, domnule primar. Timocului numărul 33. Ok, mulțumesc. Sunt absolut de acord și sunt în acest sens și în legătura cu clubul, chiar cu Elisabeta Lipa, care o să vină la Timișoara luni. Și am agreat deja cu ea să mergem pe teren, să vedem mai multe terenuri care sunt posibile, pentru că susținem cu toții nevoia pentru o nouă bază
pentru canotajul timișorean. Există deja două baze care sunt la CSS acum și, într-adevăr, important ca și CSM să găsească o casă. Eu, dacă mă întrebați pe mine, aș prefera să existe o bază mare în care să se regăsească toți sportivi de apă, poate și în colaborare cu Universitatea Politehnică. Dar da, există mai multe variante și pentru soluții temporare și pentru soluții mai pe termen lung și o să vedem pe teren chiar săptămâna viitoare care este soluția cea mai bună și mulțumesc pentru, și pentru această propunere. Da, și eu vă mulțumesc. Vreau doar să precizez faptul că acest teren este în suprafață de 1100 metri pătrați. Conform reglementărilor, au un pot acolo de 45%. Eu am căutat o soluție, domnule primar, sigur că în paralel și această ramură sportivă ar merita poate chiar mult mai mult decât am putea să le oferim noi prin intermediul acestui proiect de hotărâre. Mă refer la acest teren de pe Timocului 33, dar soluția cu care vin eu este o soluție, repet, viabilă. Am identificat cu funcționari din primărie, bine pregătiți, spun eu, și de bună credință, inclusiv de la urbanism, care sunt cerințele tehnice aferente. Repet, este o soluție care le dă posibilitatea acestor oameni ca până în toamnă, până când vine sezonul rece, să aibă un acoperiș asupra capului, să aibă un nou sediu. Deci lucrurile se pot rezolva rapid. Sigur că dacă acum în paralel, dacă se fac demersuri pentru un club nautic sau pentru, dacă se identifică un teren chiar mai mare în care eventual în fine să fie oferite condiții pe merit, pe meritul premiilor naționale și internaționale pe care acești copii și sportivi timișoreni le-au luat de-a lungul timpului, ar fi extraordinar. De aceea vă rog foarte mult să vă raportați cu maximă seriozitate inclusiv la proiectul de hotărâre pe care eu l-am înregistrat astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Lescu, o întrebare, că mă uitam acum pe hartă, nu știu dacă Google mi-arată exact locația. Acest teren este chiar cel de lângă pasarela pietonală de pe Bega, unde vreau să se construiască pasarela? Nu. Nu am posibilitatea la momentul ăsta, domnule Negrișanu, să vă spun exact, dar, repet, putem după închiderea ședinței să a nu se face confuzie cu Timocului 33A, care are alte reglementări, acolo este o zonă chiar la graniță cu zona industrială, dar vă pot da, oferi toate datele, inclusiv CF-ul aferent, pentru a identifica exact locația și putem discuta. Dar vă asigur că a fost verificat cu maximă seriozitate, altfel nu mă prezentam în fața noastră cu, acest, cu această soluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Luciuc, vă rog! Da, bună ziua! Voiam doar să întreb, având în vedere că acum câteva săptămâni bune a fost lansată digitalizarea primăriei, întrebarea mea se adresează domnului primar. Dacă până acum se plângea că funcționarii publici boicotează activitatea primăriei, funcționari din primărie, aș vrea să întreb ce se întâmplă cu, cu cele două proiecte de HCL depuse de grupul PNL vis-a-vis de cromatica pentru mijloacele de transport în comun și stimulentul pentru nou-născuți. N-am primit niciun răspuns până acum. Cred că au deja mai bine de un an de zile când sunt înregistrate la primăria municipiului și... Da, cumva, dacă ne-am digitalizat, speram să meargă totul pe repede înainte. Mulțumesc! Bun, mulțumesc pentru întrebare. Verific. Mersi. Mulțumesc. Domnul Sandu? Da, bună ziua. Vreau doar să fac o completare referitor la terenul propus de colega noastră. Acum, bineînțeles, dacă vine și doamna președinta Federației, doamna Lipă dânsa știe să pună accentul pe absolut toate condițiile care sunt necesare pentru o bază care să nu fie o investiție, să zicem, neapărat de pentru scurtă durată, dacă tot se face. Dar să luați în calcul că am înțeles că suprafața este undeva la 1000 de metri pătrați.
ceea ce nu este foarte mult pentru că o singură barcă de o persoană are în jur de 19 metri lungime. Dacă luați împreună cu ramele, deci este necesar ca și pentru a manevra aceste embarcațiuni, a le băga în hangarele scoate, trebuie un spațiu destul de mare și de regulă. Toate bazele sportive în acest sport au suprafețe destul de mari și hangare destul de lejer făcute pentru a putea circula cu niște bărci de asemenea dimensiuni. De exemplu, comparativ cu cele de caiac canoe, care unde avem baza vis-a-vis de universitate, hangarele trebuie să fie cu totul și cu totul mult mai generoase și mai dedicat proiectate. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Îmi Alexandrescu, permit? doriți să Da. adăugați ceva? Da, nu voiam să-i răspund domnului Sandu, căruia îi mulțumesc. Am analizat și am discutat, domnule Sandu, inclusiv cu reprezentanții ai Clubului Sportiv Municipal Timișoara. Evident că eu nu mă pricep. De altfel, au avut, să știți că inclusiv apariții publice în care au menționat că le-ar fi, ar avea nevoie de un minim necesar mult mai mic decât le permite acest teren. Terenul are, repet, 1100 metri pătrați, un pot de foarte pe scurt, așa 45%, încă acolo se poate construi un P plus 4, ceea ce nu este nici de departe cazul, pentru că hangarele pot, locul pentru bărci poate fi amenajat la parter și ce au ei nevoie strictul necesar la etaj. Repet, sigur, merită mult mai mult ca notorii noștri, dar pe de altă parte știți, eu sunt sătulă de povești și gargară, mai ales în perioada asta, gargară așa politică cu ce ar putea fi, ce s-ar putea face. Am venit cu o chestiune, cu un proiect care din punctul meu de vedere, dar analizând întreaga situație, repet, cu oamenii din domeniu care se pricep și știu ei cel mai bine ce au nevoie, este perfect viabil. Mulțumesc. Și dacă îmi permiteți, aș vrea, apropo de intervenția domnului Lulciuc, vreau să-i atrag atenția, mă rog, să-i aduc la cunoștință domnului primar și eu, faptul că în iunie anul trecut, și am mai făcut sesizarea asta, domnule primar, am depus un număr de 6 proiecte de hotărâre care vizau demolarea de garaje în diferite locații din Timișoara pentru amenajarea spațiului verde, amenajare, locuri de parcare într-atât de necesare și am văzut că și dumneavoastră acum spre finalul mandatului ați realizat importanța în sfârșit acestor locuri de parcare. Nici până în zi de astăzi aceste proiecte de hotărâre nu au intrat spre a fi supuse la vot în Consiliul Local, ceea ce consider eu este un abuz cras în condițiile în care codul administrativ spune foarte clar faptul că în momentul în care orice consilier local are o astfel de inițiativă, în maxim 30 de zile, cu avize, fără avize, indiferent, da, în ce situație, sigur că trebuie să parcurgă procedura care este stabilită de lege, aceste proiecte de hotărâre sunt supuse la vot. Dacă colegii consilieri locali consideră oportun să le voteze bine, dacă nu, iarăși bine. Dar eu nici măcar nu am avut șansa, deci noi n-am avut șansa, dar nici măcar spre a fi supuse la vot. Repet, legea spune 30 de zile, în iunie acestui an se face un an de când l-am depus, și am primit două răspunsuri total contradictorii, în care sunt total în afara legii și nu există niciun fel de procedură. Deci, la inițiativele noastre de proiecte de hotărâre nu se răspunde cu adrese, ci se intre pe procedura aferentă oricărui alt proiect de hotărâre. Am vrut să vă spun, să vă aduc la cunoștință lucrul acesta. Am mai făcut-o și în trecut, nu s-a întâmplat absolut nimic, să știți. Mulțumesc! Domnule Lescu, acum nu vreau să intru într-o dezbatere foarte detaliată legată de acest teren. M-am uitat acum scurt pe ce prevede nou PUG acolo și eu nu găsesc funcțiuni sportive decât într-o proporție de maxim 70% cuplate cu locuințe. Dar dacă ați discutat la Haideți să urbanist nu cu o cei dezbatem, vă specializat, rog. atunci o să se vadă asta mai încolo. De acord cu Da, să domnul le primar. analizăm. Mai e domnul Moșiu, vă rog. Da, vă mulțumesc. Eu aș vrea să-i atrag atenția colegei Roxana Iliescu
în momentul în care a fost votat Pugul, am venit cu o propunere că și clădirile de pe malul canalului Bega să aibă la cornișă 11 metri. Domnul viceprimar s-a foarte excitat, a spus că nu, așa că clădirile de pe malul canalului nu pot avea, dacă nu mă înșel, mai mult de 9 metri. Deci nu se poate nici niciun de caz aici, face vreo clădire cu 4 etaje, doamna consilier, știți? Atunci a fost așa un balon de săpun, nimeni nu a înțeles, domnul Negrișanu vorbește domnul încet, Moșu, sunt 30 de metri aici, încet. Nu cred că are rost să discutăm. Ba are rost, 30 de metri pentru că aici, 4 nivele, cred că sunteți arhitect sau 4 nivele, cât înseamnă, domnul arhitect? Ca și 32 de metri. 32 de metri care sunt aferente în reglementare. Da, dar în punct, sunt 32 de metri. Begheului nu avem voie mai mult de 9 metri. Știți? Nu, domnule Moșiu, greșit. Aferent acestui teren la care o fac referire, regimul de înălțime este de 32 de metri. Ce Dumnezeu! Nu este pe mal. Conform noului Pugba este pe mal, dar în zona aceea, în acea locație, asta este reglementarea. Da, este foarte frumos, dar nu vi se pare ciudat că acum toată lumea este prietenă cu sportul, cu caiacul? Oare nu era bine să fim prieteni înainte de a demola? Acum suntem prieteni. Hotărâți-vă acum, problema este înălțimea sau electorală și, desigur, acum totul e minunat. Domnul Negrișanu găsește motive de ce nu se poate face. Nu vine cu soluții. Foarte interesant.